Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit din nou la ordinea de zi să discutăm despre mediere cu domnul Mircea Șcheau, vicepreședintele Corpului Profesional al Mediatorilor Gorj. Era să zic profesoral. Da. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc și care probabil ne vor urmări sau vor urmări emisiunea dumneavoastră în reluare. Categoric, după care pe internet, și vreau să vă spun și ați văzut de altfel că a fost o furtună de discuții pe internet. S-a făcut un forum acolo unde am postat noi emisiunea. Da. Foarte mulți oameni care urmăresc și pe internet emisiunile noastre au avut ceva de spus, de comentat, de dispute. Mai există mediatori, mai fac ceva, unii, da, există, chiar fac. Chiar vă bârfeau pe dumneavoastră că dumneavoastră chiar faceți și atunci... Mulțumesc, da, mă bucur, sincer m-a să uimit. Fiu, nu urmăresc foarte atent evoluția, dar dacă au existat aceste discuții pe marginea medierii, înseamnă că răspunsul vine de la sine, medierea există și naște foarte multe, nu neapărat controverse, cât dezbateri, da, exact. Care cred eu că sunt într-un sens pozitiv. Categoric. Anunțăm numărul de SMS 0766314582 dacă doriți să aflați lucruri despre cum se poate face o mediere, chiar și prezentând un caz pe scurt, nu o să dăm nume, vă rog să nu dați nume, dacă le dați mea, nu o să le dau eu. Și să vorbim despre mediere în general, pentru că este o cale mai ușoară de a ajunge la înțelegere cu partea adversă, e o variantă, fără să mergi la instanță. Da, e o variantă pe cale amiabilă și, până la urmă, calea amiabilă este cea mai bună. Tăiem puțin din conflictele care există, le preîntâmpinăm pe cele care pot să apară în funcție de decizia pe care o dă instanța. Sigur, decizia poate să vină în sensul stingerii conflictului, dar în momentul în care există un conflict... Așa ar fi care, ideal. Așa ar fi ideal. Și am încredere în deciziile instanței, fără doar și poate nu le comentăm. Vreau doar să spun că din moment ce s-a escaladat un conflict în așa fel încât s-a ajuns la instanță și pe rolul instanței acel conflict a durat mai multe luni, poate ani, este clar că una dintre părți poate să fie dezavantajată, nu spun că este dezavantajată, poate să fie, sau se simte dezavantajată, pentru că decizia instanței este clară și o respectă toate părțile. Dar partea care simte că nu i-au fost îndeplinite așteptările, sigur, se poate simți oarecum dezavantajată, cu toate că există marea posibilitate ca să fie de vină. Și decizia instanței să fie absolut corectă pe baza documentelor prezentate și pe baza analizei cazului. Nu ar fi în regulă, nu? Să se simtă dezavantajată persoana. Da, e firea umană. Omul e subiectiv. Omul este subiectiv. Și el are întotdeauna dreptate. Teoretic. Așa zice el. Ajungând la mediere, este posibil să conștientizeze sau să înțeleagă faptul că a împinge foarte mult un proces sau împinge foarte mult un conflict, poate să fie clar în defavoarea lui. Cam asta ar fi unul dintre punctele pentru care recomand medierea în sensul întrebării puse de dumneavoastră sau în sensul afirmației pe care ați făcut-o mai devreme. Da, și revenim asupra afirmației făcute în emisiunea anterioară, că medierea este o înțelegere și se termină atunci când ambele părți acceptă soluția și sunt mulțumite. Toate părțile trebuie... Sau toate părțile toate care părțile sunt în mediere. Pot să fie mai multe părți implicate și soluția să convină tuturor părților. Oricum, abia atunci se încheie medierea, când toate părțile sunt de acord. O mediere se poate încheia prin înțelegere totală, parțială, convin numai asupra anumitor puncte și pe alte puncte iau decizia să continue adresându-se altor instituții, nu spun instanță, altor instituții, sau prin eșec. Și, bineînțeles că aici ar trebui să vedem care a fost cauza. Și să spunem și pentru burtieră, deci medierea se poate încheia cu înțelegere totală, parțială sau eșec? Sau eșec, da.
ca și un caz particular, medierea poate să fie denunțată în timpul medierii. Adică? În timpul procesului de mediere, una dintre părți să considere că nu mai dorește continuarea procedurii de mediere și să o denunțe fără să justifice. Mediatorul este obligat să menționeze acest lucru în procesul verbal de închidere a medierii, indiferent dacă partea care a denunțat-o a mai rămas să semneze procesul sau nu. Deci, dar practic, poate fi și întreruptă medierea, nu doar finalizată într-una din cele trei variante. Deci, poate să nu se constate eșecul, ci denunțarea în timpul medierii din diverse cauze, la sfatul asistentului juridic sau al persoanei care îl însoțește, sau poate una dintre părți consideră că, indiferent de ce s-ar întâmpla, soluția nu este favorabilă, conștientizând că nu are dreptate, pentru că altfel n-ar denunța-o. Da, corect. Eu nu văd un om care știe că poate să câștige prin mediere, sau să câștige timp, să câștige bani, să facă o economie de efort, liniște sau sufletească. Sau să dea mai puțin bani. Exact, să facă o economie financiară decât dacă ar merge sau dacă ar încerca să rezolve litigiul prin alte forme. Da? Și nu văd o persoană care ar conștientiza aceste lucruri și să se ridice și să denunțe procedura de mediere. Nu. O altă persoană care simte că pierde teren. Și atunci se poate ridica și să spună, nu, eu vreau prin instanță. Deci pentru una că dintre, oricare dintre părți poate să ceară denunțarea, să denunțe procesul de mediere. Să solicite denunțarea procesului de mediere. Și atunci acesta se întrerupe. Și se menționează. De ce s-a întrerupt? Se menționează. Cine a cerut în instanța acel document este în poate să fie în favoarea. Încă o precizare pentru colegii mei. Deci denunțarea actului de mediere nu trebuie justificată. Pur și simplu spui nu mai vreau. Nu mai vreau. Și gata. Și atât. Și mai bine ca la instanță, că acolo nu mai poți să spui nu mai vreau. Am menționat poți să spui nu mai vreau, dar ne-am împăcat. Păi acolo poți să spui nu mai vreau, dar iei act de hotărâre a instanței. Corect. Că vrei sau că nu vrei. Pentru că dacă nu vrei, există metode potrivite ca să te facă să vrei și să ții cont de hotărârea instanței. Nu prea merge cu nu mai vreau sau cu nu vreau sau cu nu sunt de acord cu merge hotărârea. Doar ne-am împăcat, renunțăm la plângere. Da, exact ceea ce v-am, ceea ce am spus și data trecută, la mediere putem să discutăm o oră, două, trei, să aducem argumente, să prezentăm argumente, motive pe care nu le-am prezentat până în acel moment sau pe care, eu știu, le-am păstrat în rezervă sau pe care putem să le expunem sub o anumită formă, în așa fel încât partea implicată în procedura de mediere, nu spun partea adversă, partea să înțeleagă mai bine argumentele noastre. Și pentru asta este nevoie de timp. Rolul mediatorului care este? Să faciliteze această comunicare și să, eventual, prin intermediul asistenților juridici, să clarifice acea mențiune, acel argument, în așa fel încât părțile să-l înțeleagă în adevăratul sens. Am înțeles. Avem un mesaj. Cum pot fi găsiți mediatorii? Probabil unde pot fi găsiți? Tabloul mediatorilor este, așa, este unde singura. Se află? Este, e pe internet, nu? Este pe internet. Se găsește și la parterul clădirii Tribunalului Gorj și în judecătorii. Și acolo găsesc numele de telefon? Pot ale contacta? Ale fiecărui mediator. Este singura sursă conform legii. Cam câți mediatori sunt în Gorj? În Gorj undeva la 70 au rămas. Oh! Da, din 100, din 100 și 110 au fost la un moment dat. Sunt mulți și puțini în același timp. Dacă medierea ar fi funcționat așa cum a început în 2006, prin obligativitatea de a se trece întâi pe la mediator nu, și după aceea. Prin obligativitatea de participare la ședința de informare asupra. Da. În așa fel încât oamenii să ia cunoștință de avantajele și beneficiile medierii, pentru că observăm, după ce mai multe persoane se prezintă la mediere și reușesc să-și rezolve conflictul prin mediere, le scapă fraze de genul nu credeam, nu știam că există mediere. Da? Chiar da, după da. Ce au rezolvat.
Da. Păi bine, cum ați aflat? Păi am înțeles de la colegul avocat X că putem să rezolvăm mai simplu așa și este mult mai ok și este mult tot respectul pentru și pe această cale doresc să salut și să mulțumesc avocaților care recomandă medierea și eu recomand părților să vină însoțite de persoane cu pregătire juridică. Avocați, juriști. Poate fi cineva și, de exemplu, un prieten care e jurist și în care are încredere o parte? Cu siguranță să aducă pe cine vrea el. Semnăm un acord de confidențialitate în acest sens, în așa fel încât și prietenul care e prezent să păstreze confidențialitatea asupra tuturor aspectelor care se discută acolo. Sigur, poate să-l încalce acel acord, dar se expune. Își asumă, da. Dar e nevoie și de o procură notarială sau nu? În situația în care anumite părți nu se pot prezenta din motive obiective, din motive personale la mediere, pot să vină împuterniciți prin procură notarială specială. Dacă cineva nu se poate prezenta. Da, dar dacă vrea să vină în cazul respectiv de cineva care are cu atât mai pregătire mult judică, e nevoie și de procură sau nu? În cazul în doar care, acel acord de confidențialitate care se semnează la dumneavoastră la mediator. Se semnează, da. Se citește, se prezintă părților. Oricum, înainte de fiecare ședință de mediere, recomandabil, nu spun procedez eu, că nu e corect să discutăm despre mine. Înainte de fiecare ședință de mediere, sunt convins și colegii procedează la fel, se citesc avantajele și beneficiile medierii, câteva reguli pe care toată lumea trebuie să le respecte în timpul medierii, luăm cuvântul pe rând, discutăm, fiecare parte ascultă cealaltă parte până la capăt și nu întrerupe și mediatorul face tot ceea ce depinde de el ca părțile să nu vorbească una peste cealaltă, pentru că atunci n-am câștigat nimic. Îmi permit o glumă, avem două urechi și o singură gură, da? Haideți să încercăm să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim și cred că vom fi mai câștigați. Da, bună. Și mai era o glumă, ne trebuie 2 ani să învățăm să vorbim și 80 de ani nu învățăm să ascultăm. Da. Avem o întrebare foarte, foarte importantă. Dacă și cazurile penale pot fi rezolvate prin mediere? Bineînțeles că și cazurile penale pot fi rezolvate prin mediere și există diferite stadii. Pot să dezvolt puțin subiectul? Da, vă rog. Da? E important. Până la depunerea plângerii prealabile sau retragerea plângerii prealabile poate să ducă la soluționarea conflictului pentru anumite infracțiuni. Da? Iar partea vătămată nu mai este în drept să mai depună încă o plângere pe același subiect în situația în care și-a retras plângerea prealabilă. Împăcarea părților putând surveni după, aici discutăm despre soluționarea în totalitate a conflictului, iar după ce începe urmărire penală, cercetare, urmărire și apoi prezentare la instanță, poate să intervină împăcarea părților. În situația în care avem mai multe părți implicate în conflict, pentru a se soluționa în tot pe parte civilă, nu neapărat pe parte penală, pentru că este posibil pe parte penală legiuitorul să condamne făptuitorul, dar pe parte civilă, cu cei care se constituie parte civilă în proces. Deci împăcarea, ca să se rezolve, ar trebui să se realizeze cu toate părțile. Exemplu concret, dacă avem 5 păgubiți și un făptuitor, pentru ca să existe o împăcare totală, ar trebui ca procesul să se finalizeze cu toate cele 5 părți vătămate, cu toate cele 5 victime. Altfel rămâne o singură parte cu care nu s-a împăcat, eu știu, făptuitorul, și procesul își urmează cursul pentru acea parte vătămată care s-a constituit, eu știu, și parte civilă. Și trebuie să spunem telespectatorilor care nu știu, să te constitui parte civilă înseamnă să ai niște pretenții financiare sau de altă natură cauzat, care, mă rog, sunt în legătură cu cazul respectiv, cu fapta respectivă. Da. Să fie cuantificabile penal cât de cât. Da. Și apoi, pentru că să mai facem o precizare pentru burtieră, deci cazurile penale pot fi
și ele soluționate prin mediere. Atât, punct. Atât. După aceea lumea se interesează. Da, da, da. Putem să spunem, și asta este un lucru foarte interesant, că am făcut prezentări în penitenciare împreună cu colegii atât din Gorj cât și din țară. Am fost în penitenciare de maximă siguranță. Cea mai dureroasă experiență am avut-o în penitenciarul de minori, unde nu credeam că este posibil să iau contact cu persoane de 12 ani. Le numesc persoane și nu îi numesc copii, pentru că faptele comise te fac să ți se ridice părul pe tine. Deci e ceva incredibil. Crime la activ la vârste de 12-14 ani. Da. Multiple, nu una singură. Oh. Da. Bine, poate că este și efectul unei educații deficitare, precare. Nu poți să iei un copil să-l faci responsabil de faptele lui fără să te uiți ce are în spate. Cine a contribuit la... Da, până la urmă, comportamentul agresiv este... O rezultantă da, modului de viață pe care îl... Pe care a trăit până acum. Da, până clar. Atunci, da. Dar pentru că, v-am spus, anumite fapte pot să fie soluționate chiar pentru persoane condamnate în penitenciar pe latură civilă, discutăm, pentru că deja este condamnat pe latură penală și execută pedeapsa. Și poate este condamnat și pe latură penală și pe latură civilă, în așa fel încât latura civilă se transformă tot în ani de, eu știu, muncă în folosul comunității sau ani de pușcărie până își plătește datoriile. Dar soluționarea pe calea amiabilă și decontarea între părți pe latură civilă poate să conducă, eu știu, la, în cazul unei prime vizite a comisiei de reevaluare, la o diminuare, la o comutare a pedepsei, poate să conducă. Am spus, asta depinde de legiuitor, nu și de stabilim speța noi. În sine. Și de speța în sine. De la caz la caz sunt total particulare. Dacă ar fi să luăm, să discutăm despre, nu știu, un incendiu provocat, da, în care nu au existat victime, dar au existat pagube materiale, e clar, a fost condamnat, fapta e penală, îi spășește pedeapsa, distrugere, dar dacă, nu știu, datorită unor conjuncturi favorabile pentru infractor, poate la un moment dat, fiind în penitenciar, să achite suma care se constituie în despăgubiri către victimă, probabil că s-ar ține cont pentru eliberare condiționată, da? Sau asta, bineînțeles, toate coroborate cu un comportament adecvat în penitenciar. Vreau să spun că prezentările le-am făcut, folosesc pluralul, nu mă refer la mine, le-am făcut și în fața angajaților penitenciarilor. Și au fost foarte încântați să afle să cunoască anumite spețe, pentru că aveau probleme personale. Sunt oameni simpli, și normali. Multe, dar putem să... Orice problemă a oricărui om obișnuit o poate avea și un angajat unui penitenciar, care, fie vorba între noi, are o misiune extrem de dificilă. El este, așa cum place să spun și despre angajații penitenciarilor și despre polițiști și despre procurori, sunt foarte buni mediatori. Un polițist dintr-o anumită localitate, credeți-mă, face tot ceea ce ține de dumnealui ca să aibă liniște în comună, să evite conflictele. Exact. Să rezolve conflictele înainte de a apărea și după ce au apărut să îi aducă la masă și să le explice și să stea de vorbă, pentru că nu are nevoie de conflicte ulterioare. Asta cred eu că face, bine, de la caz la caz, dar discutând așa în general... Ar trebui și mulți dintre ei o fac. Și mulți o fac și în penitenciar, pentru că sunt conflicte care se dezvoltă acolo. Ce faci? Cum le tratezi? Cu violență sau cu diplomație prin mediere? Asta înseamnă mediere, nu înseamnă nimic altceva. Nu este o chestie inventată acum sau... Doar i s-a dat o altă denumire și... I s-a dat denumirea de mediere, nu? Și a fost legiferată... separat de alte activități. Este activitatea independentă. Independentă, și dacă tot vorbim despre ea, cât timp îi trebuie unui om să devină mediator bun
ce pregătire îi trebuie ca să poată să intre în acest corp profesional al mediatorilor, cum pot să devii mediator? Întrebarea dumneavoastră încerc să o fragmentez puțin pentru că se compune sunt din mai trei. Multe. Sunt mai multe, dar... Să începem de la cum poți să devii mediator. Ce studii trebuie? Trebuie studii super. Totul este legiferat. În legea 192 este menționat, legea 192 pe 2006. O bună conduită, să nu ai cazier, să ai studii superioare, să ai vechime în muncă, să dovedești capacitate psihică, eu știu, în așa fel încât să fii potrivit pentru această activitate, să urmezi cursul de specialitate. Ce cursul de specialitate? Pentru a deveni mediator, trebuie să faci cursuri împreună cu echipe autorizate de către Consiliul de Mediere și ulterior, după ce ai devenit mediator, prin prilejul să completezi, trebuie să urmezi și cursurile de pregătire continuă. Pentru că a te certifica nu înseamnă că ești mediator, ci doar că ai diploma, să... ai dreptul să profesezi, profesezi. Ai corect. Certificatul de sau autorizația de mediator. Asta nu înseamnă că ești mediator. Ah, poți să fii mediator și să fie în ADN-ul tău chestia asta, să fii mediator înainte de a te certifica, înainte de a te autoriza. Este ok, poți să fii un foarte bun mediator și certificarea doar să-ți dovedească valoarea. Dar dacă nu ești a priori un foarte bun mediator și ți-ai luat certificatul sau autorizația de mediator, asta nu înseamnă că ai devenit mediator. Și pot să vă pun eu întrebarea, cam cât timp îți trebuie să devii un medic foarte bun? Nu? Poți să nu devii niciodată poți un medic să nu devii niciodată bun. Un medic foarte bun. Da. Sigur, nu dorim să atacăm în niciun caz și nici o mediator, altă categorie socială. Și orice altceva. Dar orice altceva. Dacă da? Nu ești potrivit pentru acea meserie, și o faci... Haideți să nu fim ipocriți, să nu spunem că nu există medici foarte buni și medici mai puțin pregătiți. Pentru că există. Pentru că dacă n-ar exista acei medici foarte buni, nu ar fi coadă la dumnealor la ușă. Și la alții bate vântul. Corect. De ce? Pentru că ai un eșec, al doilea, al treilea eșec. Păi, ca medic e foarte grav. Clar. Da? La fel este și, au nu, la viața fel este, omului în mână. La fel este și cu mediatorul. Dacă ai un eșec, al doilea eșec, al treilea eșec și când spune eșec, părțile nu se împacă sau ți este întors un acord de mediere de la instanță pentru completare, modificare sau instanța ți-l respinge pentru că nu este completat în acord cu legislația în vigoare, este clar că trebuie să mai înveți, să mai studiezi, să faci eforturi în ideea de a sau să te reprofilezi dacă constați că atâtea eșecuri ai avut încât nu-ți mai vine niciun client. Ca mediator mi-e greu să spun asta. O zic eu ca ziarist. Da, spun că se pot face eforturi pentru a deveni un foarte bun mediator. Dar dacă ai un succes, al doilea, al treilea, deja lumea începe să vorbească foarte frumos despre tine. Nu o să mulțumești niciodată pe toată lumea. Pe toată lumea noastră. Clar, părțile nu care pleacă mai puțin mulțumite că au dat, alea care au luat, s-ar putea să zică, da, wow, pe super. Toată lumea nu se mulțumește, dar este, în mare consider că este ok. Și prin programele de pregătire continuă, un mediator poate să mențină standardele și să crească aceste standarde de profesionalism. Și ca să continuăm răspunsul pentru întrebarea celui care spunea cum găsim mediatorii unde, cum există cabinete private, cabinete particulare ale sau proprii unde își desfășoară activitatea? Ca formă de organizare, un mediator, ca formă de organizare al profesiei de mediator, sigur că poți să ai un cabinet privat, să fie un singur mediator sau mai mulți mediatori sau să fie o asociație de mediatori cu un anumit specific în Târgu Jiu, din câte știu, sau în Gorj, cabinetele de mediere sunt cu spectrul general al activității, adică un mediator poate să se aplece și asupra unui caz de tâlhărie, da? Sau asupra unui caz de legat de moșteniri, de grănițuiri sau asupra unui caz, nu știu, de divorț, alte spețe, da? Dar sunt în țară și cabinete de mediere care se ocupă strict de drepturile omului.
ca, am luat un exemplu total, total aleatoriu și numai asta fac. Sunt specializați și își canalizează eforturile spre domeniul ăsta. Nu înseamnă că nu fac și altceva. Dar preponderent sunt specializați și încearcă să promoveze această imagine a cabinetului dumnealor sau a asociației dumnealor referitoare la un domeniu strict. Care sunt costurile medierii pentru cetățenii? Adică e un avantaj că vin la mediere? Sunt niște costuri ca la notar stabilite prin lege? Cum se procedează? O să continui să răspund la întrebarea noastră, pentru că m-ați întrebat cum găsim mediatorii. Deci, pașii da. Sunt următorii. Consultarea în situația în care nu cunoaștem niciun mediator, da? Intrăm frumos pe internet, consultăm lista afișată de Consiliul de Mediere pentru județul Gorj, putem să alegem un mediator din alt județ, da? Fără niciun fel de problemă. Mediatorul are drept de exercitare a profesiei în tot spațiul european, inclusiv Elveția, în condițiile legii, cu autorizare de către statul respectiv, cu sunt pași. Dar haideți să ne limităm. Yes. Deci poate să solicite orice mediator din Gorj, ia numărul de telefon și merge la adresa unde este înregistrat cabinetul. Dacă dorește să verifice personal dacă acel coleg mediator are sau nu are birou sau dacă este cabinetul la acea adresă sau nu este la acea adresă. Așa cum apare el pe tabloul mediatorilor. Dar eu recomand consultarea tabloului mediatorilor. Și cea de-a doua parte a întrebării referitoare la costuri, fiind o profesie liberală, la fel cum sunt avocații, la fel cum sunt alte profesii liberale, ce pot să spun? Prețurile pot să varieze între 0 și infinit, în funcție de complexitatea cazului. Nu pot să discut despre un conflict ca și preț. Da? Între un conflict între două societăți comerciale cu un litigiu economic stufos, cu un istoric al litigiului sau între mai multe, un dosar gros care durează, îți ia timp să-l citești ca mergi la fața locului, poate să înțelegi tu de fapt ce mediezi. Haideți să fim sinceri unii cu alții. Dacă are cineva impresia că vin părțile la masă și mediatorul face minuni cumva și fluidizează conversația sau... Nu. Până nu studiezi cazul, nu poți să mediezi. Ce mediezi? Că tu nu cunoști natura conflictului. Tu nu știi de unde s-a născut, chiar după ce l-ai studiat, după ce ai ascultat toate părțile. Este foarte posibil să nu identifici natura reală a conflictului. Am discutat atât trecută. Mai ales că părțile sunt subiective și spun numai partea de adevăr care le convine. Adevărul este un întreg și părțile se plasează în diferite unghiuri față de adevăr și părțile văd adevărul din unghiul lor, din punctul lor de vedere. Corect. Au dreptate, poate, din punctul lor de vedere. Dar trebuie găsit unghiul comun în așa fel încât părțile să-l accepte sau linia aceea gri. Referitor la costuri, cred că am mai discutat, v-am spus, prin mediere este foarte posibil ca un conflict să nu dureze foarte mult, să nu fie nevoie de nu știu câte termene pe instanță. Pe de altă parte, da, stați că cel mai bine ar fi să vă citesc, numai o secundă, se poate, da? Da, vă rog. Avem și un SMS care așteaptă, am primit SMS-ul, domnule de la Padeș. E un domn consecvent sau o doamnă consecventă care ne trimite un mesaj, o să citim. Articolul 80 și... OG, Ordonanța 80/2013, articolul 11, aliniat 1, litera A. Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează. Cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere, costă 20 de lei. În cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra uneia ori mai multe bunuri imobile, la această sumă de 20 de lei, se adaugă 50% din valoarea taxei, taxă de timbru, la notar, la instanță, da? 50% din valoarea taxei, adică jumătate,
care s-ar datora pentru acțiunea în revendicarea bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Ar trebui să citim foarte atent cea de-a doua parte. Deci 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicarea bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Nu mai plătim, nu că nu plătim 50%, nu că plătim 50% din valoarea tuturor bunurilor, ci doar 50% din valoarea unui singur bun. Cel cu valoarea cea mai cea mare. Cea mai mare, exact. Ele poate sunt 100 și de bunuri acolo. Restul se transferă gratuit. Iauzi. În cazul în care înțelegerea sau acordul de mediere are cu obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit articolului 5. Deci dacă discutăm despre partaj, la cei 20 de lei plătim doar 50% din taxele aferente partajului. Deci, dacă ne ducem la notar sau la instanță. 50% din acele taxe. Din taxa de timbru. Nu spun dacă, ne ducem la notar sau la instanță, pentru că nu doresc să aduc atingere niciunei categorii sociale și niciunei... Nu, dar trebuie să știe omul la ce se referă. Da, teoretic, referă. Da, asta ar fi... Da. Dar 50% din taxa de timbru. Da. Și la... Vorbeați de partajul între soți, probabil, dar scrie la partajul succesoral... Scrie partaj. E același lucru, deci. Putem să intrăm și la articolul 5, da, OG 80/2013, o să vedem. Partaj succesoral. Deci o ridicare. Sau înțeles. Partaj între... Sau. Soți sau... Da? Da. Dar, sigur, cu condiția să există litigiu, să există obiectul mediere, pentru că dacă nu există... Până la urmă, medierea vizează soluționarea unui conflict pe calea amiabilă, da? În Corect. Condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate. Avem un cetățean din Padeș care ne trimite de multe ori și la emisiuni cu altă temă sau, mă rog, cu altă tematică un mesaj. N-am să-l citesc integral, tocmai nu știu dacă l-am citit cumva și săptămâna trecută când a venit, când ați venit data trecută. În comuna Padeș nu s-au dat pădurile și golurile alpine la proprietari, s-au furat proprietățile, iar un angajat și un fost angajat, nu dăm nume, că nu avem voie, pentru că nu discutăm spețe concrete, au fost săptămâna trecută chemați la DNA București. Practic sunt două lucruri. Odată că sunt cercetați foști angajați ai primăriei, probabil în legătură cu retrocedările și altă parte că nu s-au făcut retrocedări. Eu știu că s-au mai făcut pe la Padeș. Ați pus această întrebare data trecută și am discutat-o. Am discutat-o, da, dar omul insistă și este eu de zic competența, să mai... Este de competența organelor de cercetare și de urmărire penală și atât timp cât există un dosar pe rol, numai dacă una dintre părți se adresează unui birou de mediere, în așa fel încât mediatorul să invite părțile la mediere, mediatorul poate să-și facă datoria pe baza unui contract de premediere, pentru că altfel nu are cum să se adreseze părților în lipsa unui contract. Corect. Cu una dintre dar părți. Existând deja un dosar penal sau nu un dosar... Nu se autosesizează mediatorul niciodată. Nu asta, dar mai poate omul să vină și la mediator în paralel cu dosarul de la instanță sau dosarul de la DNA oprește, sau știu nu oprește de nimic unde? Să vină la mediator. Da? Asta în situația în care mediatorul face toate demersurile și părțile implicate, inclusiv discutăm despre cei care efectuează cercetarea și urmărirea penală, doresc să se prezintă la mediere. Vedeți, cazurile sunt puțin împinse prea departe, în ideea în care dacă un dosar este pe rol în fază de cercetare, este clar că procurorul face tot ceea ce depinde de dumnealui pentru a afla care a fost mobilul, care au fost împrejurările, care sunt părțile vătămate. Cine e făptuitorul? Cine este făptuitorul real, că în prima fază poate să existe un făptuitor. Acuzația poate fi asupra altei persoane și sau acuzația poate să fie...
în niciun caz una corectă, da, să fie acuzată nedrept. Este posibil ca în anumite cazuri procurorul să-și dorească soluționarea, de fapt, cred că instanța până la urmă își dorește soluționarea pe calea amiabilă, dacă este în beneficiu părților și dacă nicio parte, mai ales partea vătămată, nu este defavorizată, da? Nu este corect ca, eu știu, în cazul unui ultraj sau unei violențe sau unei tâlhării, da? Să se exercite presiunea asupra victimei. Din contră, trebuie protejată victima, trebuie asigurată asistența juridică, exact ce vorbeam mai devreme, în așa fel încât partea să nu fie absolut deloc intimidată. Am înțeles. Cetățeanul care spune că nu s-au dat pădurile la Padeș, de exemplu, poate să meargă la mediator să spună n-am primit pădurea, ăia sunt judecați, dar pe mine mă interesează pădurea. Poate să vină la mediator. Eu cred că cetățeanul a făcut și alte demersuri mult. Probabil că a făcut cererile de retrocedare, poate că nu și-a primit... Dacă există un conflict între cetățeanul respectiv și primărie în speță, cea care trebuie să îl împroprietărească, sigur că poate să vină la mediator. Asta nu are legătură cu dosarul penal, în așa fel încât mediatorul să solicite primăriei sau reprezentanților primăriei să vină la mediere, să discute de fapt părțile pe documente, presupun că există niște documente de moștenire sau de punere în posesie altor persoane înainte. Posibil, da. Posibil, da. Există hărți, există cadastru efectuat sau, eu știu, vreo hartă Rom Silva mai veche cu încadrarea în zonă, da, care nu seamănă, da, nu poate casa primării, cu masă, exact. Da? În așa fel încât să se găsească o soluție, zic și eu, pe un alt amplasament sau pe o altă soluție există. Aproape întotdeauna există soluții, exceptând decesul și cazurile extreme. Dar acestea trebuie... Căutate. Și cu calm, fără nervi. Pentru a identifica soluția, trebuie să existe dialogul. Exact. Dacă nu există dialog, cum să identifici soluția? N-ai cum soluția? Să ajungi la un punct comun. Corect. Corect. Mai avem o întrebare? Nu, numai puțin o să vă citesc, dacă permiteți, pentru că este important. Mi-a spus întrebarea referitoare la partaj și aș vrea să vă citesc tot articolul 5. Cred că este în avantajul telespectatorilor noștri. Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel. Stabilirea bunurilor supuse împărțirii, 3% din valoarea acestora. Deci, stabilirea bunurilor, ce se împarte. Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei părți, ce se cuvine 50 de lei pentru fiecare coproprietar. Creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute din stare de proprietate comună. 3%, din nou, din valoare. Ajunsărăm deja la 6% și 50 de lei. Cererea de raport. 3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită. Ce înseamnă 9%. Cererea de raport? Păi se face un raport asupra bunurilor. După ce s-au identificat, începe descrierea. Am înțeles. Cererea de reducțiune a libertăților excesive din valoarea părților de rezervă se făcură 12%. Cererea de partaj propriu-zis, 3%. Deja ajunsărăm la 15%. Dacă cererea în materia partajului judiciar se formulează în cadrul a aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile. Adică, în loc de 15%, 5%. 5. Este bine să știe, pentru că e posibil pe instanță să existe sfaturi de genul haide să tratăm separat lucrurile. Păi da, separat costă. Costă mai mult. Dacă completăm în cadrul aceleași cereri, costă 5%, iar dacă o rezolvăm prin mediere, costă 2,5%. Adică jumătate din taxa de acolo. Da, plus 20 de lei. Deci am ajuns de la 15% la 2,5%. Nu știu dacă este plus 20 de lei. Plus 20 de lei. Nu știu dacă este mult sau puțin. E mai puțin decât cealaltă. Dar 2,5% e mai puțin decât 15%. Clar. Matematic vorbind. Clar. Și oricum instanțele au de lucru de nu-și văd capul, așa că le-ați dau o mână de ajutor dacă oamenii ar merge la mediere. Asta încă o dată este de la caz la caz. De la caz la caz este posibil ca instanța să recomande părților, mergeți la mediere, e un conflict simplu și judecătorul, magistratul își dă seama că este un litigiu doar de, construit pe orgoliu, ambiții, fără fundament, da? Sau
sigur, dă o soluție în dosarul respectiv. Mai avem o întrebare și doar 5 minute de misiune. A trecut timpul foarte repede. Foarte repede. Trebuie să facem misiune mai lungi. Dacă am divorțat, creditul de la bancă, cui rămâne dacă soțul este titular, iar eu coplătitor? Deci cine plătește creditul, probabil? Întreabă, cui rămâne creditul de la bancă, cui rămâne dacă am divorțat? Soțul titular de credit și soția coplătitor. E caz particular. Da. De ce? Pentru că aici discutăm, există, nu există minori. Cine ia întreținere minorii? Dacă nu există minori și avem un singur credit, când a fost achiziționat creditul? Probabil că în timpul căsătoriei. Probabil. Fie soția coplătitor, posibil. Putea să fie soția coplătitor și înainte de căsătorie și să fie pe numele soțului soția coplătitor, dar să nu aibă același nume. Da, da, da. Dar haide să presupunem că este în timpul căsătoriei. Poate ne face precizare. Da, cum a fost achitat? Dacă există copii și dacă a fost creditul făcut înainte de căsătorie. Cum a fost achitat până în acel moment creditul, fiecare cât a contribuit, cum a contribuit. Până la urmă, cine dorește să-și asume achitarea creditului, că până la urmă creditul are un obiect. Care a fost un bun care a fost achiziționat sau a fost, prin credit. Sau a fost un credit nenominalizat, asta înseamnă bani în mână, pentru, nu știu, pentru ceva, pentru o excursie. Dacă au beneficiat amândoi de acea excursie sau de acea, nu știu, de acea ieșire, se discută la mediere cum se achită în continuare. Dar dacă privim din punctul de vedere al băncii sau al creditorului, să nu spunem al băncii, că poate să fie un IFN sau o altă instituție de creditare, eu vă spun că pe creditor îl interesează să-și recupereze creditul. Asta îl interesează pe creditor. Și părțile ar trebui să ajungă cât mai repede la o înțelegere pentru a nu genera acele întârzieri care plasează într-o postură extrem de nefavorabilă înregistrarea. Ambele părți, înregistrarea în baza de rău platnici, nu mai pot să achiziționeze în credit ulterior. Plus că orice operațiune dorești să efectuezi în momentul în care ești în baza de rău platnici, apare un semn de întrebare asupra bonității tale, asupra unei posibile analize ulterioare când dorești să mai achiziționezi un credit. Dar asta se rezolvă tot la mediere și tot cu răbdare. Și se poate încheia prin acordul de mediere, se stabili cine rămâne cu creditul și cine îl va achita în continuare. Dacă vă amintiți, iar cealaltă parte o să-și ia altceva, adică o să zic că eu rămân să plătesc pensia la copii, tu dacă vă amintiți, v-am spus că investit cu aviz de legalitate de la notar sau pronunțat o hotărâre de expedient în camera de consiliu de către instanță, acordul de mediere devine titlul executoriu. Se poate face, bineînțeles, și o despăgubire a celui care preia creditul, da? Să-l plătească în continuare ca și rate, ca și sold, ca și dobânzi. Dar asta trebuie să discute părțile. Și în cazul în care nu avem completare aici la mesaj, în timpul căsătoriei s-a achiziționat creditul, a fost luat un apartament, da? Și există un minor care a rămas la mamă. După câte înțeleg, mesajul chiar de mamă este dat, deși așa cum e formulat, mă rog, mesajul nu mi-e foarte clar. Dar, deci, ca să concretizăm, într-un minut, deci s-a cumpărat un apartament. Am înțeles creditul asta. Da? Există un singur minor sau mai mulți minori? Mama, minorul, zice. Da, e la mamă. Mama a rămas în apartament sau tatăl a rămas în apartament? Da? Ce venituri au fiecare? Cât pot să-și permită fiecare să achite? Cum au contribuit la achitare? Fiecare la achitare și la, în general, la... Toate acestea sunt întrebări la care trebuie să-și răspundă și cu ajutorul mediatorului cred că se poate ajunge la o soluție finală. Fără probleme. Pentru că, cu siguranță, în afară de creditul ăsta, există și alte bunuri comune. Asta e o datorie. Nu știu, dar există apartamentul. E o presupune? Nu facem presupune. Nu facem presupune. Pentru că e posibil ca mobila să fi fost dintr-un alt apartament. Adusă de mireasă, adusă de mire, dar donată de părinți. Nu avem de unde să știm. Corect, corect.
Da, sau exact cum a spus, să fi fost achiziționată după achiziționarea, după cumpărarea apartamentului. Dar la acordul de mediere se stabilește cine ce păstrează, cine ce plătește. Sigur că da. Și dacă nu respectă acordul de mediere, că tot suntem la final... Păi da, v-am spus, devine titlul executor în condițiile legii. Adică? Adică se investește cu aviz de legalitate de la notar sau se pronunță hotărâre de expedient cine în camera de consiliu. Cel care constată că celălalt nu a respectat care se în simte, partea care se simte prejudiciată. Așa. Că celălalt n-a respectat înțelegerea. Cum partea care se simte prejudiciată. Nu spun, nu spun cel care n-a respectat. Este posibil tocmai ca cel care n-a respectat să se simtă prejudiciat. Aha. Este posibil și acest caz. Da. Dar partea care se simte prejudiciată poate să solicite... Sau după o perioadă, de unde știm noi că nu se împacă persoanele, da, și se denunță. De fapt, acordul de mediere devine nul. Obiectul lui, pentru că părțile s-au împăcat, achită din nou apartamentul. Se mută împreună în apartament. Se mută împreună cresc în apartament. Împreună copilul. De ce nu? Eu recomand și militez pentru împăcarea părților, asta fără discuție, nu sunt păi pentru divorț. Păi și dacă se termină acordul de mediere, se semnează nu știu ce și pe urmă ei vin și spun: "Domnule, nu mai e ăsta, nu mai vreau." Da, se modifică, nu? Act adițional la acordul de mediere. Părțile s-au părțile împăcat, vin, solicită, facem un act adițional. Act adițional la în care se modifică punctul X, punctul Y, punctul Z în sensul. Și în sensul punem puncte. Am bătut pama altfel. Adică da, ne-am împăcat și împărțim. Eu sunt pentru păstrarea familiei, nu pentru, da? Nu pentru separarea. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc noastră și le mulțumesc și telespectatorilor care au avut răbdare și care, nu știu, sper să le fi plăcut emisiunea. Cu siguranță le-am dat foarte ne multe vor informații. Oferi feedback-ul dumnealor. Siguranță au primit multe informații importante. Dragi telespectatori, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Urmăriți emisiunea și în reluare. Dacă nu ați văzut tot, o puteți vedea și pe internet, pe site-ul televiziunii ENSA TV, începând de mâine, probabil, cu ajutorul colegilor de la Tehnic. Și eu vă spun la revedere. Ne revedem la o altă ediție a emisiunii Ordinea de Zi. Bineînțeles, un alt invitat și alte teme de discuție. La revedere! La revedere!